spre a păcătui. Cred că n-am greșit prea mult când am spune că suntem ispitiți și din cauza noastră, iar lupta împotriva ispitelor ar trebui întâi și întâi dusă împotriva noastră. Și nu ne duce pe noi în ispită. Preot profesor Florian Nechita. Această cărticică a fost scrisă și tipărită cu binecuvântarea preasfințitului Iustin Sigheteanul, episcop al Maramureșului și Sătmarului. Baia Mare 2018. Cine cumpără această cărticică ajută copiii cu dificultăți de la Asociația Provita Cristiana Baia Mare. Această cărticică are 23 de pagini. Și nu ne duce pe noi în ispită. Atot înțelepciunea lui Dumnezeu se vede și din profunzimea învățăturilor pe care ni le descoperă prin cuvintele sale. Mulți dintre noi ne-am obișnuit atât de mult cu ele, încât, uneori, nici nu observăm acest lucru. Dacă vom zăbovi mai mult asupra mesajului pe care l-au chiar și numai aceste cuvinte și nu ne duce pe noi în ispită, căci asupra acestui fapt mi-am propus să mă opresc în cele ce urmează, ne vom da seama mai bine de negreita lor necesitate pentru mântuirea noastră. Expresia și nu ne duce pe noi în ispită înseamnă nu ne lăsa să cădem în ispită sau ferește-ne de prilejul ispitei. De altfel, ispita nu este o cădere propriu-zisă, ci o încercare sau un examen prin care cineva poate să cadă sau poate să depășească o probă de foc. Dumnezeu nu ispitește și nici nu poate să fie ispitit. Cel ce ispitește este diavolul, iar cel ispitit este omul. Noi trebuie să știm că Dumnezeu a dat legea sa spre binele nostru. Ne-a înzestrat cu rațiune ca să putem delibera ce este bine și ce este rău în raport cu legea pe care El ne-a dat-o. Ne-a înzestrat cu voință liberă pentru ca noi înșine să hotărâm dacă o împlinim sau nu și în funcție de hotărârea noastră să merităm plată dacă am ales binele sau să merităm pedeapsă dacă am ales răul. Și prin aceasta arătăm că suntem oameni și ne deosebim de celelalte ființe pentru că suntem creați după chipul lui Dumnezeu, adică avem rațiune, minte, sentiment, voință și libertate. Numai noi, oamenii, suntem responsabili pentru faptele noastre și numai noi vom fi chemați la judecată dacă alegerea nu a fost făcută după legea lui Dumnezeu. Ființele fără rațiune nu sunt responsabile față de legiuitor, orice rău ar face, și nici de ispitit nu sunt ispitite decât ființele raționale. Dar ce este ispita? Ispita este reclama păcatului. Ispita vine de la cel rău prin slăbiciunea firii noastre și prin puținătatea credinței. Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, ci permite doar ispita ca piatră de încercare. Toată bucuria să vă puneți în seamă, fraților, când dați de felurite ispite, știind că încercarea credinței voastre naște răbdarea. Fericit bărbatul care răbdă ispita, fiindcă la capătul încercării va primi cununa vieții pe care Dumnezeu le-a făgăduit-o celor ce-L iubesc. Prin încercare devenim mai puternici în credință și în lupta noastră pentru săvârșirea voii lui Dumnezeu. Este cu neputință ca potecnirile să nu vină. Ispita este creația imaginației noastre, iar imaginea este cea mai apropiată rudă a diavolului, de aceea lupta spirituală este împotriva gândurilor. Omul are, în 24 de ore, aproximativ 70.000 de gânduri. Este greu, dar nu imposibil să le gestionăm. Singur nu vom putea birui niciun drac și nicio patimă, zice părintele Iustin Miron, starețul mănăstirii Oașa, iar Mântuitorul spune, fără mine nu puteți face nimic. Dacă am putea lupta împotriva ispitelor și a patimilor fără ajutorul lui Dumnezeu, am cădea în păcatul mândriei, iar pe de altă parte, nu l-am chemat în ajutor și n-am mai fi părtași împreună la bucuria biruinței. Neapărat, lupta noastră împotriva ispitelor și a gândurilor rele trebuie făcută cu ajutorul lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel spune că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. De asemenea, Dumnezeu poate, dar nu este drept să ne mântuiască fără efortul nostru. N-am primit și nici n-am meritat vreo plată dacă n-am avea și contribuție proprie.
Trebuie să știm și aceasta, că nu putem câștiga biruința fără să ne angajăm în luptă. Un monah s-a dus la duhovnicul său să-i spună că nu reușește să alunge gândurile rele. Duhovnicul i-a spus că gândurile sunt ca păsările, vin și pleacă. Apoi l-a întrebat pe ucenic, poți opri păsările să zboare? La care ucenicul a răspuns, nu, dar să nu le lași să ți se murdărească pe cap, le poți opri? Asta pot, a răspuns monahul. Ei, tot așa este și cu gândurile. Nu le poți opri să nu vină și să plece, dar ca să nu te întineze, cu ajutorul lui Dumnezeu poți. Păcatul are 4 faze. Ispita, dialogul, consimțirea și săvârșirea. Primele 2 nu ni se pot imputa. Nu avem nicio vină că ne-am întâlnit cu ispita sau am dialogat cu ea. Dialogul poate, firește, să fie non-verbal dacă ispita nu vine de la o ființă rațională. De exemplu, vedem pe stradă un portofel sau un telefon performant. Când îl privim, începem să-l evaluăm, să dialogăm cu el. Cât de mare este, ce conține, ce valoare are, ce am putea să facem cu el dacă ni l-am însușit. Dacă l-am luat cu gândul de a-l restitui păgubașului, nu am greșit cu nimic. Dacă însă am consimțit să-l reținem pentru noi, am păcătuit deja, chiar dacă n-am reușit să-l luăm din pricină că am fost văzuți. Nu mai vorbim de faptul că dacă l-am luat cu gândul să reținem pentru noi, atunci este furt în toată regula, decât dacă nu știm cine este păgubașul. Tot așa se petrece și dacă este vorba de o ispită care vine din partea unei ființe umane. Nu este vina noastră că ne-am întâlnit sau că avem un dialog anume, dar în clipa în care am consimțit să păcătuim sau că am păcătuit dacă am avea condițiile necesare, am și păcătuit în inima noastră. Mântuitorul zice, oricine se uită la o femeie spre a o pofti, s-a și desfrânat cu ea în inima lui. În rugăciunea de dezlegare pe care o citește episcopul sau preotul la diferite ocazii, scrie printre altele așa. Sau frumusețe străină a văzut și cu dânsa și-a rănit inima, iar în fericirea șasea se spune, fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Nu poți vedea pe Dumnezeu dacă nu ai inima curată și nu o poți avea curată dacă ți-ai rănit-o văzând frumusețe străină sau ai pofti cu inima, chiar fără să-ți fie însușit, femeie străină sau altceva ce nu-ți aparține. Din inimă ies gânduri rele, ucideri, adultere, desfrânări, hoții, mărturii mincinoase, defăimări. Acestea sunt cele ce-l spurcă pe om. Lucrurile sunt simple, doar trebuie să luăm aminte și să procedăm în consecință. Porunca a 10-a din Decalog zice, să nu râvnești, poftești, la casa aproapelui tău, să nu râvnești la femeia aproapelui tău, nici la ogorul lui, nici la sluga lui, nici la slujnica lui, nici la boul său, nici la asinul său și la nici unul din dobitoacele lui și la nimic din câte sunt ale aproapelui tău. Pentru ca o faptă rea să fie păcat, trebuie să întrunească 2 condiții, să fie făcută cu știință, adică să știi că nu-i voie să o faci și tot să o săvârșești și în condiții de libertate, neconstrâns de vreo împrejurare oarecare. Dacă fapta rea nu întrunește una din aceste condiții, tot păcat în sine rămâne, dar, socotesc eu, are circunstanțe de atenuare, iar vindecarea și iertarea se dobândesc mai ușor. Este cazul omului care este pe cale, dar a alunecat, a greșit, nu-i oricum același lucru cu faptul de a păcătui deliberat și cu proprie voie. Despre omul care păcătuiește repetat, conștient și liber, am putea spune că este pătimaș. Patima este păcatul intrat în reflex, în obișnuință și se deosebește de greșeala de circunstanță săvârșită involuntar sau inconștient. Despre ispită însă trebuie să știm 2 lucruri. Nici o ispită nu este peste puterea omului și în momentul în care Dumnezeu îngăduie ispita, trimite mijloace prin care omul o poate birui. De aceea nu avem scuze să spunem că ispita a fost prea puternică sau prea seducătoare. Ispita nu va cuprins decât în măsura omenească, dar credincios este Dumnezeu care nu va îngădui să fiți ispitiți mai mult decât vă stă în putere, ci odată cu ispita va aduce și calea de a ieși din ea ca să o puteți răbda. Cred că Dumnezeu nu permite ispită peste puterea noastră ca să nu avem scuze când cădem și astfel să ne putem întoarce la El prin pocăință și prin smerenie.
Lui Dumnezeu nu-i place nici de cum mândria. Nu a existat și nu există niciun sfânt pe fața pământului care să nu fi fost ispitit într-un fel sau altul și ispitul ar fi ușor de biruit dacă n-ar avea o mai mare sau mai mică doză de seducție, de plăcere și de avantaje. O cale de a lupta împotriva ispitei este fuga. Când apare, când ne întâlnim cu ispita, este bine să facem efortul de voință necesar și să ne impunem să evităm dialogul, orice forță de atracție ar exercita asupra noastră. Să ne aducem aminte cum Iosif în Egipt a fost ispitit de soția lui Putifar, iar el, decât să păcătuiască față de Dumnezeu și față de stăpânul său, a preferat fuga și ulterior închisoarea. De asemenea, este nevoie de paza minții, de rugăciune și de post. Însuși Mântuitorul a fost ispitit după ce a postit în pustie 40 de zile și 40 de nopți și mijloacele prin care ne vin ispitele sunt de regulă aceleași prin care El a fost ispitit. Putem spune că suntem avantajați pentru că diavolul nu cunoaște viitorul și nici nu ne știe gândurile. Puterea asupra noastră are în măsura în care ne lăsăm amăgiți. Cu cât ne împotrivim, cu atât va fugi de la noi. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Dacă ispita n-ar conține în sine atracție, n-ar fi ispită, n-ar necesita efort pentru a o birui și cel ispitit n-ar merita plată pentru că a luptat cu ea și a biruit-o. Nu se poate da rețetă pentru a o depăși fără efort de voință, iar dacă cineva a căzut, nu-l poate reproșa lui Dumnezeu că a permis ispita. Ispitele, cum spunea cineva, nu ne fac vulnerabili, dar ne arată așa cum suntem. Se manifestă potrivit cu predispozițiile noastre spre a păcătui. Cred că n-am greșit prea mult când am spune că suntem ispitiți și din cauza noastră, iar lupta împotriva ispitelor ar trebui întâi și întâi dusă împotriva noastră. Toți ne luptăm într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin, să săvârșim voia lui Dumnezeu și este bun lucrul acesta. Dar va trebui să observăm că atunci când reușim, foarte ușor se strecoară în sufletul nostru șarpele mândriei, care ne șoptește cât suntem de sfinți, cât suntem de buni, încât să credem că ne aflăm deasupra tuturor. Și cum lui Dumnezeu nu-i place mândria, uneori permite să vină asupra noastră câte un păcat, câte o greșeală, ca să ne smerim și să ne venim în fire. Dumnezeu nu dorește și nu se bucură de greșelile noastre, dar îngăduie ispitele cu scop pedagogic spre disciplinarea noastră. Ridică ispitele și nimeni nu este carele să se mântuiască, zice Ava Antonie. Oricum, responsabilitatea greșelilor tot în seama noastră cade, pentru că, așa cum am mai spus, suntem ființe libere, cu rațiune și voință proprie. Trebuie știut și faptul că fiecare ispită este îmbrăcată de diavol în haină luminoasă pentru a atrage, pentru ca să ne momească. Însuși satana își au chip de înger al luminii și slujitorii lui își au chip de slujitori ai dreptății. Satana și slujitorii lui iau chip, nu dobândesc. Dacă ar putea dobândi, s-ar putea mântui. Sinceritatea lor este prefăcută. Dacă satana s-ar arăta în toată hidoșenia lui, n-ar atrage pe nimeni. Să ne amintim cum lui Adam i-a prezentat minciuna în haină luminoasă. Minciuna, nu veți muri. Când Dumnezeu i-a spus clar, în ziua în care vei mânca din el, cu moarte vei muri. Iar haina luminoasă, momeala cu care diavolul l-a îmbrăcat minciuna, veți fi ca niște dumnezei. Adeseori, înaintea fiecărei ispite, diavolul caută să pună în mintea omului îndoiala un soi de necredință față de ceea ce credea el până atunci. Observați cum i-a zis șarpele Evei. Dumnezeu a zis el oare să nu mâncați roada din tot pomul care este în rai? În acel moment, în inima Evei a încolțit îndoiala și și-a zis, dar dacă șarpele spune adevărul și nu Dumnezeu, iar pe fondul îndoielii vine ispita, veți fi ca niște dumnezei. Pentru a nu cădea pradă niciunei ispite, este nevoie de credință neclintită în Dumnezeu și în adevărul descoperit de El oamenilor și pe care îl avem în Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție, tâlcuită corect în biserica sa, Biserica Ortodoxă. Pentru a dobândi viața de sfințenie sunt necesare lupta și răbdarea. Elevul ar vrea să ia note mai mari, fără să învețe, oamenii ar vrea să câștige bani mulți și repede, fără să muncească, creștinii ar vrea să ajungă în rai, fără prea mare efort. Nu se poate și nu este drept. Însuși Iisus Hristos, ca să ajungă la înviere,
a trebuit să treacă pe la cruce, dar cel ce va răbda până în sfârșit, acela se va mântui. Găsesc potrivit să relatez o pildă cu un servitor al unui om bogat. Servitorul mereu era nemulțumit de condiția sa și mereu pomenea de greșeala lui Adam. Dacă Adam n-ar fi greșit, cugeta el, situația lui n-ar fi fost una ingrată, mereu la porunca stăpânului, mereu sub ascultare și fără o anumită comoditate. La un moment dat, stăpânul, mâhnit pentru această atitudine de cârtitor, a vrut să-i dea o lecție servitorului. I-a cerut să stea într-o cameră unde nu avea nimic de făcut și i-a spus: îți aduc zilnic de mâncare dimineața, la amiază și seara. Poți să te odihnești, să dormi, să faci ce vrei. Atâta doar, pe masă se află o oală cu gura în jos, pe care nu ai voie să o ridici nici de cum. În momentul în care ai ridicat-o, ți-ai pierdut dreptul de a nu face nimic și vei fi obligat să te întorci la obligațiile de servitor pe care le-ai avut până acum. Servitorul, mulțumit, s-a angajat la hotărârea stăpânului, însă mereu era măcinat de curiozitatea poruncii de a nu ridica oala. Vine stăpânul cu mâncare în prima zi. Ridicat-ai oala? N-am ridicat-o. A doua zi la fel, a treia tot așa. Servitorul se tot întreba: de ce să nu ridic oala? Și dacă o ridic, de unde va ști stăpânul că am ridicat-o? Gândul oscila între porunca stăpânului și curiozitatea de a vedea ce se întâmplă dacă o ridică. Rabdă el cât rabdă, la un moment dat își zice: vă ridica-o doar puțin și vă lăsa-o la loc. N-are stăpânul de unde să știe că am ridicat-o. Zis și făcut, ridică puțin marginea oalei și de sub ea țâșnește un șoricel care a fost pus de către stăpân drept semn pentru a ști dacă servitorul a ridicat sau nu oala. Nu după multă vreme vine stăpânul: ai ridicat oala? Nu, adică numai foarte puțin și de sub oala a zbuchit un șoricel. Așadar, precum n-a ascultat Adam, așa n-ai ascultat nici tu. Vino și îți reia datoria de până acum și nu mai cârti nici împotriva mea, nici împotriva lui Adam. Fiecare dintre noi suntem un Adam cu posibilitatea petrecerii în rai sau în iad. Alegerea ne aparține și stă în puterea noastră să o facem. Fără libertate nu există alegere și fără efort nu există merit. Diavolul și slujitorii lui, conștient sau nu, seamănă și foarte multă confuzie, pentru ca oamenii neînvățați și neîntăriți să nu poată face ușor distinție între bine și rău, între adevăr și minciună. Vai celor ce numesc răul bine și binele rău, celor ce fac întunericul lumină și lumina întuneric, celor ce fac amarul dulce și dulcele amar. Eu observ că pe măsură ce înaintăm în istorie, confuzia parcă este din ce în ce mai acută, mai pronunțată și mai perfidă. În aceeași măsură, credința multora pare că se împuținează și diavolul și slujitorii lui atacă cu tot mai mare virulență. Vai lumii din pricina potecnirilor, ispitelor, că potecnirile trebuie să vină, dar vai omului aceluia prin care vine potecnirea. Pentru a putea rezista, este nevoie de credință puternică în adevărul revelat de Dumnezeu în biserica bimilenară, de darul bunei chipzuinței, al discernământului, de rămânerea în biserică și sub ascultarea unui duhovnic iscusit. Nu toți suntem mari teologi, după cum nu toți știm foarte bine să înotăm, dar dacă vom rămâne în corabia mântuirii, care este biserica, valurile și furtuna care izbesc fără milă nu ne vor putea face nimic. Dacă nu știm să notăm și rămânem în corabie, nu ni se poate întâmpla nimic. Dacă însă ne încumetăm să ne aruncăm în valuri, cu siguranță ne vom uneca. Tot așa, nefiind întăriți sau bun cunoscători ai învățăturii, dacă ne încumetăm să nu rămânem în biserica mântuirii, riscăm repede să ne pierdem în valurile acestei vieți. Este bine să știm că noi înșine putem adeseori să fim, cu voie sau fără voie, prilej de ispită sau de sminteală și vina este și a noastră, nu doar a celui care a păcătuit, pentru că l-am ispitit noi sau l-am smintit. Astăzi, mijloacele media, telefon, televizor, tabletă, internet, etc., aruncă asupra noastră foarte multe capcane și ispite. Toate aceste invenții ale științei sunt folositoare în funcție de întrebuințarea pe care le-o dăm. Însă dacă întrebuințarea este orientată către un scop rău, ele ne pot pricinui multe rele. De multe ori este suficient doar să se pomenească de un prilej de păcătuire și mulți riscă să cadă pradă ispitei.
Am cunoscut cazuri când media sau alt mijloc de informare a spus că nu-i voie să se facă un lucru anume și mulți, numai pentru simplul fapt de a fi auzit despre lucrul interzis, mânați de curiozitate, au mușcat din momeală. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Efeseni, capitolul 5, versetul 3, scrie despre anumite păcate: nici să se pomenească între voi așa cum se cuvine sfinților. S-a întâmplat ca oameni cu credință puțină și neîntăriți să cadă pradă vreunei învățături eretice. Pentru că intenția lor a fost una sinceră, au devenit mai morali și cu credință puternică, însă manifestată în erezia în care au căzut. Și lor li se adresează cuvintele Sfântului Apostol Pavel când zice: mărturisesc că au râvnă pentru Dumnezeu, dar nu potrivit cunoașterii. Cât de mare a fost pentru ei confuzia și ispita, încât, din pricina părților frumoase, moralitate, credință, etc., nu pot vedea erezia în care au căzut. Scopul diavolului a fost să realizeze dezbinare fără a înlătura credința și moralitatea. Diavolul nu se pune întotdeauna împotriva rugăciunii, postului, milosteniei și celorlalte virtuți, dacă creștinul le practică așa cum vrea el. Diavolul ca toate faptele bune ale creștinului să îl slujească dezbinării. Diavolul este teolog, de aceea mie mi se pare că una dintre cele mai mari virtuți este ascultarea. Ascultarea de Dumnezeu în biserica sa bimilenară, Biserica Ortodoxă. Ce folos dacă smerenia, rugăciunea, postul, milostenia, mersul la rugăciunea publică, cititul din Sfânta Scriptură și celelalte slujesc dezbinării între frați și nu unității tuturor creștinilor în biserica cea una a lui Dumnezeu. Aș îndrăzni să spun că până și locașurile de cult neortodoxe, împreună cu toate lucrurile pozitive ce se promovează în ele, slujesc cel mai dorit lucru de către diavol, dezbinarea. Dacă victimele ar fi conștiente, s-ar pocăi și s-ar întoarce la biserica pe care au părăsit-o. Nu mi-am propus să analizez în profunzime fiecare ispită aruncată asupra oamenilor din partea unor lucruri sau fenomene care aș putea spune că pentru unii au devenit adevărați idoli. Banii, desfrânarea, pofta de avere, râvna pentru funcții înalte, lăcomia, invidia, ura, păcatele împotriva firii, drogurile, alcoolul, tutunul, jocurile mecanice și de noroc, telefonul, tableta, internetul, modelele, tatuaje, piercinguri, tunsori și împletituri de tot felul ale părului, pantaloni rupți și îmbrăcăminte indecentă, magia, vrăjitoria, horoscopul, astrologia și multe altele. Toate, dar absolut toate, se cuprind în ceea ce spune Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan: pofta trupului și pofta ochilor și trufia vieții, care nu sunt de la Tatăl, ci din lume sunt, și lumea trece și pofta ei, dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Dacă cineva iubește lumea, iubirea Tatălui nu este întru el. Dacă privim puțin mai atent, vom observa că acestea trei, pofta trupului, pofta ochilor și trufia vieții, sunt tocmai ispitele cu care a fost ispitit Mântuitorul în pustie și cele trei piedici din pricina cărora nu a adus roadă sămânța căzută între spini: bogății, plăceri și griji. Iubite cititor, am căutat pe cât mi-a fost în putere să pun în fața frăției tale câteva îndrumări în legătură cu subiectul abordat. Nu am pretenția erudiției, nici că am epuizat în întregime subiectul și nici că m-am ridicat la înălțimea marilor duhovnici și teologi, dar am căutat să pun înaintea doritorilor cuvinte limpezi, pe înțeles și de folos. Din toată inima îl rog pe bunul Dumnezeu să le așeze la inima cititorilor. Preot profesor Florian Nechita, din învățătura Bisericii Ortodoxe: și nu ne duce pe noi în ispită. Dacă ai ascultat până aici, fă un lucru de folos celorlalți cunoscuți din viața ta și distribuie această înregistrare, această cărticică scurtă de 23 de pagini, distribuie pe rețelele de socializare sau pe grupurile de WhatsApp care faci parte. Cred că le e de folos tuturor, nouă tuturor. Nu uita să te abonezi la acest canal Anima Cărți Ortodoxe și să distribui mai departe aceste video din acest canal de YouTube. Doamne ajută tuturor!